scrisă de Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, despre Domnul Iisus Hristos, de la versetul 7. S-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Mărit să fie numele Lui. Să o mărturisim astăzi și nu numai din toată inima. Asta va fi spre slava lui Dumnezeu Tatăl și în onoarea Domnului Iisus. Și pentru toți citesc din aceeași epistolă, Filipeni 1:2, har, vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Și harul e ceva ce numai Dumnezeu poate să dea și Domnul Iisus a spus că pacea o dă nu cum o dă lumea, cum numai El poate să o dea, că este Domnul păcii, slăvit să fie în veci. S-a citit astăzi din Ioan, capitolul 6, și aș vrea să privim în Cuvântul Sfânt la pâinea vieții. Citind mai întâi versetul 26 și 27. Știți, evenimentele s-au petrecut după înmulțirea pâinilor. Când oamenii l-au căutat pe Domnul cu corăbile, și El le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, rețineți, există o mâncare pieritoare. O mâncăm să nu pierim și până la urmă tot pierim. Ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Amintiți-vă că încă din grădina Edenului era un pom special, din care Adam și Eva n-au apucat să mănânce, ciudat. Au mâncat din pomul interzis și n-au apucat să mănânce din toți ceilalți, și în mod deosebit din acel pom extraordinar. Știți că mai apoi ar fi fost pomul cel mai de dorit și de aceea scrie în Genesa 3 că Dumnezeu a pus un sol special ca să nu-i lasi, un portar cu care nu te poți înțelege să treci. Ca nu cumva să mănânce din pomul vieții. Scrie acolo că ar fi trăit veșnic. Și Domnul a readus în discuție posibilitatea aceasta să mănânci ceva și să nu mai mori. Cum de altfel scrie și despre apă, cum a spus Domnul femeii la Sihar, Ioan 4, dacă bei, în veac nu mai ți sete și cum să-ți mai fie sete, că se face din tine un izvor. Doar nu-i sete la izvor, nu? Ca lui apa. Evrei, oarecum știți împotrivitor Domnului Iisus, au vrut să spună, tu ai înmulțit pâine din pâine existentă, e ceva supranatural, dar noi, originea noastră care se lăudau, Moisea lor în care își puseseră nădejde, le-a spus Domnul, a avut pâine din cer și a dat la popor. Și Domnul le spune, fie pâinea ce v-a dat-o Moise, sau prin Moise, în vremea lui Moise, care a fost un efect supranatural realizat pe o vreme, când au intrat în Canaan, n-a mai fost mană. Fie pâinea care v-a mulțit-o eu, cu astea se moare. Au murit părinții voștri, veți muri și voi. E vorba de altă pâine care, dacă o mănânci, nu se moare și se numește pâinea vieții. Au prins ideea, au înțeles ei multe pilde, numai n-au vrut să asculte. Și scrie în versetul 24 că i-au zis, Doamne, dă-ne totdeauna această pâine. Vă amintiți că așa a zis și femeia aceea samariteancă, Doamne, dă-mi și mie apa asta. Cine nu și-ar dori? Cine n-ar vrea să trăiască veșnic, să mănânce ceva, să bea un pahar de o astfel de apă? Ne-am duce după aia până la capătul pământului. Ce coadă s-ar face acolo? Dacă pentru lucruri pieritoare oamenii se înghesuie. Am auzit relatarea unui om care a fost prizonier și i-a dus prin Siberia, doar e lungă, se merge cu trenul cu săptămânile.
Și când i-a oprit undeva, unde erau ceva izvoare sau ceva amenajat pentru animale, spunea că s-au bătut să se omoare, să ajungă la un strop de apă. Amintiți-vă de evreii care și-au dat și viața lor, nu numai animalele și pământul în vremea lui Iosif, pentru o pâine pieritoare, dar dacă e vorba de pâinea vieții. De aceea au zis, Doamne, dă-ne totdeauna această pâine. Aș vrea un prim adevăr, cel menționat în versetul 32. Sunt cuvintele Domnului Iisus care a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Oare suntem noi recunoscători lui Dumnezeu Tatăl pentru pâinea asta? Se întâmplă uneori în creștinism că unii îl scot foarte în față pe Domnul Iisus, alții pe Duhul Sfânt. Hai să-i vedem pe fiecare la locul lor. Și slava întâi să fie a Tatălui și apoi a Fiului. Tatăl a decis aceasta. Spune Scriptura, citim din Efeseni, capitolul 1, de la versetul 4. Dumnezeu ne-a ales înainte în temerea lumii. Versetul continuă și spune, în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voiei sale. Tatăl a hotărât din eternitatea trecută să ne dea această pâine. De aceea, să spunem astăzi, binecuvântat să-i fie numele. Apoi, observați, în versetul 33 este scris că această pâine, fiindcă vine de la Tatăl, este numită pâinea lui Dumnezeu. Să știm a cui este pâinea. A Dumnezeului nostru. Și spun încă o dată, binecuvântat să-i fie numele în vecii vecilor. Pâinea lui Dumnezeu. Da, El l-a dat pe Domnul pentru noi. Domnul a acceptat. Știți cum s-a rugat în Ghețimani? Dacă se poate. Și în textul nostru scrie în mod repetat, voia Tatălui a fost. Tatăl a luat această decizie, Fiul n-a făcut nimic de la sine. Tatăl a proiectat acest plan binecuvântat și l-a dus la îndeplinire. El este Alfa și Omega, ce începe, duce la bun sfârșit. Și încă vrea să ne servească din această pâine, mărit să fie Domnul. Cum se spunea și în Europa, că doar am citit din Filip, a fost prima biserică din Europa și până în Madagascar și oriunde, peste tot Dumnezeu vrea să servească, pentru că spunea Domnul Iisus Hristos aici în text că dă viață lumii. Evreii au vrut numai ei să mănânce din pâinea asta. Se puteau lăuda că n-a dat Dumnezeu mană la alții. Da, pâinea vieții a dat-o Tatăl la toți, mărit să fie numele Lui. În al doilea rând, și asta ne privește pe noi. Cum putem să mâncăm din această pâine? Spun asta pentru că există riscul să cădem în ispita bisericilor tradiționale care cred că participarea la un act de cult numit la ei sacrament, din oficiu realizează în ființa ta o lucrare supranaturală spirituală. De aceea ei botează și copiii mici, printre altele crezând că botezul are efect și dacă acel copil nu este conștient. Nu este așa. Hai să ascultăm ce spune textul biblic. În primul rând, a mânca din Domnul Iisus Hristos înseamnă a crede în Domnul Iisus Hristos. Versetul 35. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și întorc pagina și citesc în versetul 63, Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață, dar sunt unii din voi care nu cred. Și fiindcă nu credeau, nu puteau gusta
De aceea spuneau, cum poate să ne dea trupul lui? Dar ce erau, singurele cuvinte pe care nu le credeau ei? Ei nu credeau în el și de aceea nu veneau la el. De fapt, ce înseamnă a crede în Domnul Iisus Hristos? Citeți versetul 27, partea a doua. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu de care vorbeam că El ne-a dat pâinea, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Pentru noi Domnul Iisus a devenit pâinea vieții, pomul vieții și apa vieții, slăvit să-i fie numele. Adică să credem că aceasta e modalitatea lui Dumnezeu de a ne da viață veșnică. A crede în ce? În jertfa lui mântuitoare. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Credem noi cu adevărat aceasta? Hai să admit că noi credem. Mai sunt dintre tineri, am avut un caz neplăcut când unul a spus la un moment dat, în iarna trecută, că el nu crede. Am mai întâlnit un alt frate, nu mai vine la adunare de o vreme, a zis, nu crede, nu-i sigur. Deci iată că mai sunt situații în care oamenii pun la îndoială. Am auzit trista situație acum nici o lună de zile. O soră îmi spunea cu durere, roagă-te pentru bărbatul meu, nu mai crede în Domnul Iisus. S-a dus la evrei și eu am întrebat la evrei mesianici, a zis, nu, totalmente la lege înapoi, la sinagogă. Și ce credeți despre Domnul Iisus? Că l-a născut Iosif și Maria atâta tot. Doamne! A nu crede în Domnul Iisus Hristos înseamnă a nu veni la El, a nu servi, a te îndoi. Și sunt atâția oameni în lumea asta care nu cred. E mare har că am ajuns să credem, să lăudăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Credința ne-a fost dată că a ajuns cuvântul la noi și Dumnezeu ne-a deschis inima. Mărit să fie Domnul! A crede în Domnul Iisus este ceva extraordinar. Oamenii nu-și dau seama. Lumea asta e necredință. Apostolul Pavel, până a ajuns să-L cunoască și L-a strigat Domnul pe nume, spunea, cine ești? Nu știm cine este, este Domnul nostru. E pâinea vieții pe care ne-a dat-o Tatăl, binecuvântat să fie în veci. În al doilea rând, și asta e foarte important, a gusta din această pâine înseamnă a primi cuvintele Lui. Citesc versetul 45. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui, vine la mine. Versetul 63. Duhul este acela care dă viață carnea, nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Domnul a spus, cine mă mănâncă are viață. Dar explicat apoi și a spus, cine îmi primește cuvintele, are viață. Nu scrie în aceeași Evanghelie Ioan cu 14, și cuvântul s-a făcut trup. Noi servim astăzi mărire Domnului din azimă și din Rodoviție, dar ori asta, ori cuvântul e tot Domnul Iisus. Cuvântul servim. Spunea Domnul Ezechiel, citesc din capitolul 3 al cărții sale, versetul 1, mănâncă sulul acesta. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acesta. Ieremia spunea la rândul lui, capitolul 15, versetul 16, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Și cred eu că autorul psalmului 119, vedeți, peste tot era numai cu cuvântul în gură, îl mânca, am putea spune. Citesc din psalmul 119, versetul 15, mă gândesc adânc, mă desfătez în odurile tale, deschid ochii să văd lucrurile minunate ale legii tale. Și tot versete de genul acesta, unul mai frumos decât altul. Aleg cuvântul tău, mă hrănesc cu el. Cum îi spune Pavel la Timotei, te hrănești cu cuvintele bunei învățături. Tineri dragi, frați, surori, ne hrănim noi cu Scriptura?
citesc Scriptura din copilărie și am citit-o cam de două ori pe an, pe cât posibil, și de fiecare dată când o citesc, efectiv mă hrănesc, lecturând pagină cu pagină. Mă amintesc că spunea un frate cu ani în urmă că o bătrânică atât de mult iubea Scriptura, toată frunzălită, toată era uzată, se mai rupea câte un colț și zicea, îl mânc și îl mânca beata bătrânică. N-a știut ce să facă mai bun cu colțurile Scripturii. Sufletul nostru să se hrănească zilnic cu această pâine a vieții. Dacă nu, n-avem viață, poți veni la cina Domnului să te duci în patru biserici. În fiecare duminică din lună să iei cina Domnului. Dacă nu te hrănești cu Scriptura, n-ai viață. Da? De fapt, a te hrăni cu cuvintele Scripturii, ce înseamnă? Să accepți ce scrie aici, că noi eram supuși morții, destinați pierzării, dar în Scripturii se scrie că Domnul a murit pentru noi. Și numai că a murit, ne învață cum să trăim și prin asta avem o viață nouă împreună cu El, mărit să fie Domnul. Asta nu înțelegeau ei, de fapt nu voiau să primească, se credeau neprihăniți. Nu avem nevoie. Și Domnul a spus, voi pieriți, eu mă dau pentru voi, mă jertfesc. Ca voi, învățând asta, înțelegând asta, să pricepeți că a murit în locul vostru. Doamne, dă-ne aceste gusturi sfinte. Oricine este îndrăjit de Scriptură, nu va pieri niciodată. Astea sunt cuvintele vieții veșnice, spunea Petru în versetele ulterioare, notează Apostolul Ioan. De aceea, ținem foarte mult să vedem pe oameni cu Scriptura la adunare și credem că și acasă au la loc de cinste. S-a spus aici în mod repetat că ăsta e un adevăr fundamental, Scriptura și rugăciunea este ceea ce avem noi nevoie în fiecare zi și, evident, venitul la adunare ca să suplimentează ceea ce ne hrănim noi în mod particular. El le spun la unii, mai cu seamă acolo în acele adunări, ne-au afișat câte un verset pe proiector. De aceea mă opun cu fermitate acestui sistem care face ca frații și surorile să nu mai vină cu Biblia la adunare și le spun, acolo nu se vedeți voi toată Biblia, nici dacă trăiți cât Metusala. Biblia ne este dată să o consumăm în fiecare zi, să ne hrănim cu aceste cuvinte sfinte, că ea ne vorbește despre nimeni altul mai frumos decât spre Domnul Iisus Hristos. Din Genesa și până în Apocalipsa, El este prezent peste tot. Prorocii au prorocit despre El, evangheliștii L-au descris și mai apoi în epistole tot El este prezentat, El este Domnul nostru. Ne hrănim permanent cu aceste gânduri, că El și-a dat viața pentru noi. Iar la cina Domnului, că și asta e foarte important, venim să serbăm ceea ce am conștientizat, să gustăm chiar în mod fizic palpabil prin aceste elemente tainice, că de fapt noi ne-am hrănit cu Domnul, am înghițit viață, am primit viață din El, binecuvântat să-i fie numele. Dar numai cina Domnului servită, vom fi ca bieții corinteni care au luat un chip nevrednic și s-au ars. Unii cred că se fac vinovați dacă iau cina împreună cu alții. Nu, Corintul este dovadă că nu cei credincioși din Corint au pățit ceva luând cina cu unii care n-au fost corecți. Ci cei care n-au fost corecți au fost loviți și unii chiar au murit. Da? De aceea să ne ajute Domnul să participăm cu drag la această lucrare. Și nu pot imagina că cine toată luna s-a hrănit cu cuvintele credinței, Biblia să ne fie la îndemână, nu telecomanda pentru televizor. Să ne hrănim cu gunoaiele lumii acesteia, de acolo să fugim. Cine are Biblia la îndemână și citește și care se roagă regulat și dacă ar fi internet, venit vreo problemă. Hai să spun că sunt situații de excepție. Cineva a căzut la vreo ispită mai majoră, dar se va prăbuși înaintea Domnului și nu va accepta să nu stea la masă, să nu mănânce. Când în Israel n-au putut să iau odată cu ceilalți, au zis lui Moise, ce să facem, noi n-am putut lua cină. Uite, pentru voi va fi o procedură specială luna următoare ca să nu rămâneți fără darul adus înaintea Domnului. Să ne dea Bunul Dumnezeu harul să credem cu adevărat. Să ne dea Bunul Dumnezeu harul să mâncăm din cuvintele Scripturii, a vieții, să-i Domnul prezentat. Și apoi, asta neapărat, să serbăm cina Domnului până va veni El, mărit să fie Domnul. Mai adaug doar un aspect menționat de Domnul Iisus Hristos aici, în mod repetat, de vreo trei ori, cel puțin am văzut că scrie,
versetele 39, 40 și 54, când ne va da Domnul viața veșnică pe deplin dacă noi gustăm din El? Ne dă și aici, avem viață spirituală și cei ce sunt în Domnul nu vor muri niciodată, dar pe deplin, plenar, desăvârșit, atunci când vom fi ca El. Vă dați seama ce viață veșnică vrea să ne dea Tatăl? Nu una doar ca cea de aici. Cum zice poetul, nu doar cât în viața asta, numai cât un lat de mână, hai să întoarcem spre El fața, că se arată dimineața când se prelungește viața, veșnic viața să rămână. Mărit să fie Domnul. Vom fi ca El în ziua de apoi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi adus. Cum zice 1 Petru capitolul 1, mărit să fie Domnul. Rețineți așadar, nu doar pentru viața din lumea asta să trudim, prea puțin, prea nenorociți. Dumnezeu ne-a dat harul să avem cunoștință de pâinea vieții, care o dă Tatăl și care e Domnul Iisus, în care am crezut și în care vrem să rămânem în Evanghelia Sfântă și Binecuvântată și drept dovadă fizică participăm la cina Domnului. Și așteptăm cu nădejde ziua aceea binecuvântată când vom primi viață din plin, ca viața Lui. Asta e adevărata viața veșnică. Și viața veșnică este să te cunoască pe tine, să fim ca El. Mare lucru, nici nu pricepem noi încă pe deplin ce este viața veșnică. Noi ne gândim, poate așa, din înțelegerea noastră populară, tinerețe fără bătrâneți. Nu, ceva mai mult e viața veșnică. Este o stare în prezența lui Dumnezeu, activități pe care nu le putem descrie și înțelege. O, binecuvântat să fie Domnul care își va arăta în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului Său și ne va da viața veșnică, mărit să fie Domnul. Așa e scris în acel frumos verset, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, totul pleacă de la Tatăl, că a dat pe singurul Fiu pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Copii, voi care nu rămâneți la cină astăzi, că încă nu sunteți botezați, temă pentru acasă, că e vacanță, alte teme n-aveți, să vă gândiți la viața veșnică. Cineva a întrebat, descrie-mi viața veșnică. Și a zis, uite ce o descriu. Imaginează-ți că o păsărică mică, mică, ce nu poate lua în cioc decât un bob de nisip foarte fin, vine la 10 milioane de ani odată și ia un bob de nisip și vrea să mute o stâncă dintr-o parte în alta, cât îi trebuie. Și zice, când o terminat de mutat stânca, a început viața veșnică, de acolo continuă. Doamne, viața veșnică, Tu ne-ai dat-o și-ți mulțumim. Amin.